Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dragi focșeneni, avem o rugăminte, din partea noastră și a altor persoane, cred. Deci, sâmbătă asta, Primăria Municipiului Focșani invită toți focșenenii în piața centrală a orașului, mai pe la orele serii, așa înțeleg, pentru o petrecere publică organizată cu ocazia Orei Pământului. Ceea ce e frumos. Ce frumos. Să fie muzică, dans, joc și voie bună, cum să zice, ansambluri folclorice, coruri de elevi, aici nu o să fie așa veselie, dar mă rog, într-o, citez, acțiune simbolică cu scopul de a atrage atenția asupra limitării efectelor poluării produse, nu știu cine a scris asta, dar... Așa. Da? Produse în procesul de obținere a energiei electrice, nu, primăria vine. Acțiune simbolică cu scopul de a atrage atenția asupra limitării efectelor poluării produse în procesul de obținere a energiei electrice. Săranga limba română, dar înțelegem mesajul. Deci să ne dansăm ca să nu se mai polueze. Mă rog, e foarte frumos. Doar că, și citesc din nou, ediția din acest an, ăsta e comunicatul primăriei, da? Este dedicată consolidării și promovării ideii de pace și va fi marcată prin lansarea de lampioane și aprinderea de lumânări. Concomitent cu oprirea iluminatului public în municipiu pentru a sensibiliza opinia publică, nu știu ce, bla bla. Și aici vine rugămintea noastră. Dragă primăria orașului Focșani, n-ai vrea să marchezi Ora Pământului, ideea de pace și solidaritatea cu refugiații ucrainieni altfel decât prin declanșarea de incendii? Adică fie ele de pădure, miniște de poduri de case și așa mai departe în jur? Poate că e bună sărbătoarea incendiile, nu? Mai puțin. Și ideea asta, domne, de a lansa lampioane aprinse când e deja secetă și mai bate și vântul, mi se pare atât de proastă încât nici nu-mi dau seama cum poate cineva să o pună în practică. Dar mi-e o instituție publică din România. Primăria, hai dați foc și ia, lansați deasupra orașului ceva cu foc. Eu cred că se bazează pe faptul că multă lume nu știe să lucreze cu lampioanele respective. Ai încercat vreodată să aprinzi un lampion? Nu. Am încercat eu la mare odată. Așa. Și n-am reușit. Vreo 6. Mă rog, bine, nu e... Tu nici cu mămăliga n-a... Da. Deci așa. Nu e... La mine cred că era lampiof, nu lampion. Da. Bravo. Băi, oricum, deci ideea asta, adică moda cu lampioane, e o modă, știi, cu lampioane aprinse în aer, lansate, da. Ele sunt lansate. Mă jură primăria din Focșan tare. Da. Le lansează cu speranța că o să fie foarte frumos și că o să se stingă până ajung în copac sau pe câmp. Că așa le lansezi. Ia uite ce frumos o să fie și hai, poate nu ia foc. Adică eu sunt stan pățitul, eu știu. V-am povestit ieri cu terasa cireșii. Da. Eu sunt pățit aici și stan pățitul vă zice, nu mai dați cu lampioane aprinse în oraș, că e o idee proastă. E total irresponsabil. Mi se pare că trebuie interzis de-a dreptul. Și adevăr, adică moda vine din Asia de undeva. Se lansează lampioane din Asia, dar deasupra mării, de obicei, acolo. Și chiar și așa tradiția respectivă acolo e în regres. Că oamenii înțeleg că nu e idee bună să polueze oceanul. Deci, hai cu petrecerea publică de Ora Pământului la Focșani. Bravo! Vă rugăm frumos însă renunțați la lampioanele aprinse ca să nu transformați Ora Pământului în Noaptea Pompierilor. Bravo! Dar având în vedere că vin din Asia, sunt lampioane sau rampioane la... Rampioane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.